Au trecut 11 ani până să ajung la acest titlu. Avem 14 ani când am plecat de acasă, da, la Orșova, și am plecat hotărât să-mi croiesc un viitor. Și drumul a fost anevoios, cu eșecuri, cu câștiguri, însă acest an a fost unul binecuvântat. A fost un an fantastic, nu am cuvinte să-l descriu, pentru că la începutul anului, dacă mă întreba cineva, crezi că o să obții aurul mondial sau aur european sau ambele, eram rezervat în răspunsuri. Am avut ceva emoții, să zic așa, am avut o presiune pe umeri, deoarece barca de două rame e o barcă cu tradiții. În anii trecuți a avut rezultate foarte bune, aur european, medalie de bronz, de argint la Jocurile Olimpice, și cu siguranță am simțit o oarecare presiune, însă Marius a avut răbdare, a fost încrezător că vom face această barcă să alunece frumos și chiar am reușit. Într-adevăr, selecțiile au loc la început de an, mai ales fiind anul de după Jocurile Olimpice, clar am luat totul de la zero și am avut de tras destule curse pentru a ocupa acest loc, da. Trebuie să recunosc că au fost clipe de genul ăsta, clipe în care efectiv nu mai puteam, dar cum am spus și mai devreme, când am plecat de acasă, eram hotărât să îmi croiesc un viitor, să nu renunț atât de ușor, și de fiecare dată când am avut un moment de slăbiciune, un moment greu, în care poate am avut gânduri de a pleca și de a renunța, ceva m-a întărit și m-a făcut să merg mai departe. Și legat de longevitate, chiar dinainte să obțin rezultatele astea două, nu aveam un plan să mă las, acum cu atât mai puțin, pentru că mai sunt 2 ani până la Jocurile Olimpice de la Paris și cu siguranță sunt încrezător că împreună cu Marius vom obține un rezultat fantastic. La Tokyo mi-am dorit participare, medalie, m-am clasat pe locul 7 împreună cu băieții de la 8+1. De data asta îmi doresc aurul olimpic, de ce nu? În primul rând, poți să faci performanță în orice domeniu. Nu neapărat domeniul sportiv. Indiferent de ceea ce vrei să ajungi când vei crește mare, trebuie să fii devotat, serios și să nu renunți. Pentru că dacă renunți, clar nu ajungi acolo unde îți dorești. Familia are un impact foarte mare, cel puțin asupra mea. Am realizat mai apoi cât de importantă este educația de acasă. Cei 7 ani făcuți bine, educați cum trebuie. Da, am realizat mai apoi că având niște părinți, nu neapărat mai severi, dar niște părinți care au primit și ei la rândul lor o educație bună de acasă, cumva oglindesc ceea ce au trăit ei în copilărie. Și da, a avut un impact foarte mare. Așa cum au putut ei, m-au susținut de fiecare dată, când mi-a fost greu, când nu mai puteam, când eram obosit, cu toate că nu le-am spus părinților de fiecare dată când treceam printr-un moment greu, dar au fost acolo și încă sunt. În primul rând e satisfacția personală în urma muncii pe care o depui. Pentru că atunci când treci linia de sosire, nu te gândești la câți bani vei lua. Te gândești la toată munca din spate, care practic dispare după obținerea rezultatului, dar e satisfacția pe care nu o poți cumpăra cu bani. Încerci pe cât posibil să-ți controlezi emoțiile, pentru că sunt emoții uneori mai mari, uneori mai ține, dar trebuie să le gestionezi, pentru că în momentul curței, practic momentul dinainte să se facă semaforul verde e cel mai dificil. Nu am realizat nici după o săptămână, poate 2 săptămâni am realizat că am ieșit campion mondial. A fost o surpriză imensă. Pentru că nu am vrut să mă încarc cu gândul că putem câștiga, am plecat acolo hotărât să dau tot ce e mai bun.